Con tutto il collegio. Moromeții 2 are un alt actor principal, Horatiu Mălăiele, în rolul lui Ilie Moromete. Regizorul Stere Gulea a explicat de ce Victor Rebenciuc a refuzat să mai joace în acest film. El a avut momentul de decizie și de reflecție în momentul în care a stat față în față cu tânărul interpret al lui Nicolae Moromete. Și l-a văzut, s-a pus în imagine, ca să zic așa, și a zis totuși, poate să-mi fie nepot, nu fiu, nu băiat, oricât aș fi eu de bărbat, să zicem așa. Și atunci, pe lângă asta, a mai fost și, m-a întrebat dacă Luminița Gheorghiu o interpretează pe Catrina, pentru că știa problemele de sănătate pe care le are Luminița și am spus că nu. Că am avut o discuție cu ea și Luminița mi-a spus că nu poate, că n-are cum, nu? Așa. Deci, astea două lucruri, în principal, l-au făcut să stea, să se gândească la decizie, ce face. Și m-a sunat a doua zi și mi-a spus simplu și direct, Stere, nu pot, nu cred că pot să fac. N-am cum. Nu mai am vârsta pentru așa ceva. Și atunci când ați primit răspunsul lui, la ce v-ați primit? Sigur, eu de vreo două ori am tot încercat să vorbesc cu Tudor Giurgiu despre problema asta. I-am spus, Tudor, e o problemă. Nu o să putem merge cu distribuția veche. Au trecut 30 de ani. Nu, că Victor e foarte bine și nu știu ce. Nu vroia mental să accepte acest lucru. Dar eu aveam, ca să zic, nu un ascuns, aveam în mintea mea, da, un plan B. Aveam planul ăsta. Era Horatiu Mălăele? Erau 2-3 la care mă gândisem. Să ne spuneți numele lor? Da, sigur că era și Marcel Iureș și Gheorghe Visu. Victor, dând el verdictul, într-un fel mi-a ușurat mie sarcina, pentru că mersesem mult prea departe cu ideea că Moromete se face cu Victor Rebenciuc și așa. Era neplăcut. De ce? Păi până acum nu te-ai gândit că au trecut 32 de ani, adică ai ajuns în preajma să faci distribuția, adică lucruri care nu cred că erau foarte serioase ca atitudine a noastră, a tuturor. Dintre cei trei, care a fost primul actor pe care l-ați sunat? A, nu, m-am dus direct la, era era Horatiu, da. Și cum a reacționat? El a fost luat până surprindere, el nici nu știa că Victor nu mai face, n-auzise, nu se gândise pe semne niciodată la chestia asta. Sigur că a fost surprins, a avut aerul că îi pun așa un fel de întrebare ca să mă aflu în treabă. Știi tu, ai citit-o? Am auzit, bă, ce vrea ăștia, Lenin ăsta, nu se poate, sau se poate, dar este rău. Eu cred că interpretarea lui Horatiu este una cât se poate de bună, de autentică, de suplă, extrem de nuanțată. Horatiu este un actor care poate să aducă nuanțe foarte multe într-o interpretare. I-am spus, ia scenariul, citește-l și vorbim după. L-a citit, a lăsat cel o noapte, mi-a și spus că a lăsat o noapte și
A zis da. Bun, eu știu că multă lume n-a avut încredere în această opțiune a mea. Dar Benciuc spune că nu putea fi alt om mai potrivit decât Horațiu Mălăele. Păi da, tocmai. Și cum nici Victor nu se gândise niciodată că să fie Moromete și așa mai departe. Că oamenii, că dom'le, nu, că e actor de comedie. Nu e, Horațiu nu e numai un actor de comedie, este un actor și de dramă și e un actor destul de complex. Deci, cum și Victor, a făcut roluri de comedie la care nu te aștepți. Rămânând la rolul lui Ilie Moromete, să spunem că nici Victor Benciuc n-a fost prima opțiune. Da, da, da. A fost Gheorghe Dinică. Dinică, da, da. V-aș ruga să facem un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat Ilie Moromete în rolul lui Gheorghe Dinică? Eu cred că ar fi fost foarte bine. Eu cred că făcea un rol, sigur, alt fel de rol, alte date, alte, dar cred că Dinică ar fi fost foarte bun. Mai al dracului, mai rău, mai așa. Vreau să vă spun ce eram la Cluj, la TIFF, la festivalul de film de Transilvania. Și era și Dinică, era la masă, eram la masă cu Dinică, cu soția lui, cu Ana Pelea. Și la un moment dat eu m-am ridicat, nu știu, să mă duc să iau ceva și de acolo, din unghiul la care eram, ei erau la masă, Dinică era așa în profil în privirea mea, cum arăta el așa, și avea un cap extraordinar de țăran, adică, și m-am dus la masă și am spus că am gândit chestia asta. Uite, așa, și zice, păi hai, domnule! Adică asta a fost, hai, fă-l! De ce a refuzat Gheorghe Dinică atunci rolul și dacă a regretat? Da, nu știu ce a fost în mintea lui. S-ar putea să fi fost tot o chestie de comoditate. Actorii au momente când se sperie de un rol. Toți actorii serioși spun asta. Au momente când vor să fugă, îi copleșește responsabilitatea și atunci caută pretexte. Așa a fost și la el. Eu am avut o discuție cu el, eu zic, deși nu ne cunoșteam, destul de dură. Adică, în ce sens? I-am spus, Gheorghe, tu ești un mare actor. Dar ești un mare actor de teatru. Rolurile de teatru trec. De film, zic, n-ai un rol pe măsura. Ai jucat niște roluri așa, să zice, dar n-ai un rol. Hai să fim serioși. Nu l-am convins. A regretat vreodată? A regretat, da. A regretat. A regretat, deși fiind un om de o calitate extraordinară, după premieră m-a sunat, chiar în seara aia. Puștule, ai câștigat. Eu i-am zis, da, am câștigat, dar fără tine.